Ne promiteți că drumul 24C se va face, se va asfalta, având în vedere că îi jale cu drumul ăsta. Anul trecut s-a alocat o sumă de 5 milioane de euro, am auzit, și uitați-vă într-un an de zile cum arată. Acum, domnii, domnii de la drumuri naționale, având în vedere că s-au anunțat prezența dumneavoastră, uitați, abia de două zile lucrează. Noi, eu am schimbat, cred că 5-6 mașini de când am venit în zona asta. Eu sunt din Săveni, nu sunt aici. Am venit aici să fac doar afaceri, am 100 de hectare de teren, dar sunt nevoit, cred că să mă mut, că toți fug din zona asta, fiind infrastructura foarte proastă. Mai merită să trăim în România sau am un slogan, România te iubesc, dar dăm condiții să trăiesc aici. Un aici, dacă nu plec, na, mă duc lucrez în altă parte. În primul rând sunt încântat să vă cunosc. Îmi pare foarte bine, eu am pus problema pentru toți din zonă care suntem aici. Aveți dreptate. Sunt tânăr, am 35 de ani, îmi câștig pâinea, familia, satele de aici, pustii dacă mergeți. Aveți o echipă de parlamentari și am spus... Îi mulțumim de calea asta, domnei care s-au implicat. Îi mulțumim, într-adevăr. Care au fost... Cei care au promis echipă, să vă aducă și vă aduc. Prima echipă care a venit la mine cu 3 proiecte concrete. Da, printre care și DN24C. Eu vă spun următorul lucru. Nu trăim în perioada comunismului și eu nu sunt mulțumit de faptul că vine ministru și avem utilajele înșirate pe drum. Eu vreau să văd soluții și asta a început și domnul Milai. În perioada următoare să avem soluții pentru a avea remedierile necesare. În primul rând, sunt foarte bine că le punem în practică acum prin, practic, compactarea și suplimentarea, reprofilarea drumului, dar pentru conservarea lucrărilor vom aplica un strat de bitum. O să venim cu un tratament bituminos pe acest tronson de drum. Aștept să-mi transmită evaluarea din punct de vedere economic ce înseamnă și cu siguranță veți avea sumele necesare pentru întreținere până când vom scoate la licitație, pentru că avem SF-ul finalizat pe acest tronson de drum național și vom scoate la licitație. Bineînțeles, este o perioadă. Trebuie să aprobăm hotărârea de guvern cu indicatorii tehnico-economici. Știm că e greu de bani în România, dar de bani, aia 5 milioane, că s-au investit acum 2 ani, cum spune domnul director. Nu putea să facă, doar 10 km putea să facă, domnul director. Cum arăta drumul acesta înainte să se aluce această sumă de bani? Maica asta tot. Ce, era noroi, da? Da, era noroi. Vedeți suma de bani? Dar și acum s-a pus un fel de piată foarte calcaroasă, care se face noroi și asta, la fel. E foarte, ideea foarte, chiar asta, dacă veniți când este ud, e molus, că domnii vă arat. Uitați aici, dacă plouă, mâine intrăm cu roțile, e o piatră calcaroasă care se farmă și nu-i corespunde drumul acesta. Dumneavoastră, acum... Utilajele grele, dacă trec pe aici, îi jale. Acum, eu v-am spus soluția care o avem noi. Am înțeles. Sperăm, fonduri, da? Sperăm cu domnii senatori care sunt, care v-au adus aici, îi felicit pe calea asta, sperăm să fie bine, dar... Să nu murim doar cu speranța, domnule. Nu muriți doar cu speranța, pentru că eu îmi iau un angajament, da? Îmi iau un timp în fața dosei și în fața parlamentarilor și în fața cetățenilor din județ. Lăsați-mă două secunde. Da, de asta am și venit aici. Vizita mea la Botoșan nu era programată pentru astăzi, dar în urma protestelor care au fost duminică, am decis să vin aici și la solicitarea parlamentarilor și la solicitarea domnului președinte de Consiliul Județean, pentru că, într-adevăr, este o problemă care trebuie rezolvată. De asta mă aflu aici. Așa am găsit soluțiile ca să o remediem. Într-adevăr, tot domnul Victor Ponta, acum 2 ani, că a fost discuția că este o rușine pentru România, tot, ca să avem un drum de pământ, și cine era director atunci la drumul de la Iași, tot domnul a demarat atunci ca să ne scoată din grot. Sperăm ca dumneavoastră să continuați ceea ce a făcut el. Dacă sunteți atenți în expunerea dumneavoastră, a spus un lucru, dar s-au alocat sume de bani în 2015-2016, a fost o perioadă, un an mort, în care se puteau aloca fonduri. Domnul ministru, mergem, că întârziem. Da? Mulțumim! De la conferința de presă.